1 ianuarie 2019 aduce un nou cod fiscal și de procedură fiscală. Anunțul a fost făcut de ministrul finanțelor Eugen Teodorovici, care spune că deocamdată specialiștii sunt la faza de analiză și că în toamnă vor propune modificările necesare. Se ia articol cu articol dacă e vreo propunere de făcut și care sunt argumentele. Lucrăm foarte mult și deschis cu tot ce înseamnă mediul economic. Am invitat structurile asociative de la Comisia din Parlament de Buget Finanțe ale ambelor camere pentru ca la final de an să avem un proiect de lege și pe codul fiscal și pe cel de procedură fiscală. A declarat ministrul de finanțe Eugen Teodorovici. Acesta a mai spus că modificările vin în contextul în care în ultima vreme codul fiscal a suportat mai multe modificări și este necesar ca acestea să fie consolidate într-o formă pe care oricine să o înțeleagă. Printre legile care vor suporta modificări se află și legea 241 privind combaterea evaziunii fiscale, plus alte prevederi care vor avea ca scop încurajarea firmelor să facă investiții în România.